Vorbim de scutiri? Domnule, despre ce vorbim? Păi hai să vorbim de scutiri. Cât mai durează sărbătoarea asta cu IT-știi care nu plătesc niciun franc impozit? Cine nu plătește? IT-știi. Domnule, știți cum e cu IT-ul? Păi iertați-mă, noi avem mai puțină școală, avem. Suntem mai proști. Suntem... Fiul meu e IT-ist, apropo. Amândoi avem copii. Da, al meu e IT-ist. Domnule, datoria și a mea și a dumneavoastră a fost să creștem copilul până se pune pe picioare. Da, absolut. Pe urmă, da. Și eu și dumneavoastră o să ieșim la pensie, presupun. Da, da. Da? Nici eu, nici dumneavoastră nu avem pensii speciale, de ca acord. Să spunem că... Și o să-i spun lui feciorul meu, bă, ți-a venit și ție timpul, așa. Nu să-mi dai. Dar nu mai pot să-ți dau. Exact. Nu vreau să neapărat să-mi dai. Acum, deci fiul meu... Sunt copiii noștri? Nu, fiul meu trebuie să uită la mine să spună, bă, dacă nu mai îmi dai, îți fur din casă. Despre ce vorbim? Este foarte metaforic. Despre ce vorbim? Dom'le, atât a putut statul român. Trebuie să fie... Deci se vor introduce impozite pe venit la IT? Un venit, că este 10.000 de lei, că este 15.000, după care toată lumea trebuie să plătească. Adică ăla cu salariu minim plătește, da. Iar tu poți să ai câștig și de 500 de, și de 100 de mii de euro și nu plătești nimic? Dom'le, am înțeles. A fost un moment în care statul român a decis să facă acest lucru. Ca lung moment, ca vremea lui Năstase. Ca această industrie să crească. Să crească. Și a crescut. Atât și-a permis statul român. Până acum și-a permis. Rămân anumite facilități. Pentru că nu mai pot în acest moment. Deci bun, am zis că rămân unele. Care să scot? Nu e nimic decis și nu vreau. Eu vorbesc cu dumneavoastră principiile. În momentul în care o să le avem exact așa hotărâte, n-am nicio reținere, domnul Ciutacu, să ies să mi le asum și să le explic. Abia de ce le luăm. În momentul ăla. Nu e nicio... N-am... E și normal să fac acest lucru, că... Dar sunt niște principii peste care nu pot trece. Păi, uite, vă mai dau un principiu. Boloș, da. Când citește, când vede niște cifre, când vede niște venituri, când vede că cei amărâți sunt impozitați. Cei care câștigă cu nemiluita, câștigi 1.000.000 de euro, dar plătești CASS 3.800 de lei. E normal că se revoltă. E uman. Aceea este structura lui Marcel. Deci nu trebuie să-l judec pe Marcel. Fiindcă decizia politică este cu totul alta. Bun. Ajustările fiscale sunt cu totul. Okay. Nu vii. România... Vorbim de... România este foarte stabilă economic. Perfect. Se vede... Domnul Ciolacu. Se vede din sumele venite ca și investiții directe. Vă mai dau o veste bună. Și vă dau o veste întrebare după veștile astea bune pe care... Avem o reducere a deficitului comercial, adică diferența între ce export și ce import, pentru prima oară, pe 6 luni, de 2,2 miliarde de euro. Este pentru prima oară, de foarte mult timp, e de bine să de când se reduce deficitul comercial. Pe cât era el în general? Am importat mult mai puțin. Cât era el în general? Că îmi spuneți că e la 2, nu știu cât. Nu, cât era am avut deficit, de exemplu, pe zona de produse alimentare și era aproape 3 miliarde. Numai noi fiind grânarul Europei. De aceea am și venit cu schemele de ajutor pe zona de industrie alimentară. Și a doua veste, astăzi, când noi doi stăm în studio, inflația în România este cu o singură cifră. Este o dată oficială care va apărea din partea Institutului Național de Statistică? Și datele oficiale. Okay, este pentru prima oară când avem o inflație cu o singură cifră. Fiindcă tot vorbesc... Asta este direcția corectă și vă las. Fiindcă de data asta se pare că eu nu vă las să vorbiți. Da, se pare că da. În sfârșit, închideți mie cineva gura în emisiunea. Da. Este pentru prima oară când direcția României în zona economică e cea corectă. Eu am făcut un singur apel. Dom'le, haideți să nu distrugem ce avem. Trebuie mers pe zona bugetară de tăiere de cheltuieli. Trebuie să intrăm în zona nu de a veni cu taxe noi. Vii cu accize, pe vicii, e cu totul altceva. Nu vine nimeni cu taxe noi. Dar trebuie să vedem, să fie o echitate fiscală. Dar vicile sunt accizate oricum. Am văzut că și guvernatorul Băncii Naționale a zis același lucru și domnul Dăianu a zis același. Echitatea asta se aplică și la multinaționale. Amândoi au spus, nu veniți cu taxe noi, nu subrumați.
Nu sugrumați mediul privat. Echitatea nu sugrumă asta nimeni. Se aplică și la multinaționale? Nu. Iertați-mi îndrăzneala. Categoric că trebuie venit cu ceva. Nu, eu nu pot să-ți dau ție, să-ți deduci din profit anumite lucruri și tu să folosind acest instrument să scoți banii din țară. Păi și ce faceți? Taxați exporturile de profit? Nu știu, vom vedea care este soluția pe care o să o convenim cu... Da, umblați la multinaționale? Asta e întrebarea. Categoric. Se va veni... Și la sponsorizări, la ONG-uri? Nu va veni absolut nimeni. Că v-au sărit ONG-urile în cap. Nu e vorba de sărit ONG-uri. Sunt anumite... O să limităm la... companiile statului român să facă sponsorizări într-un anumit... Și la privați? Deci este o industrie dezvoltată. Care? Care a intervenit și pe zona de mediu, și pe zona socială, da. Și pe foarte zona de sănătate. În acest moment nu există un cadru legal de a cerne cine folosește acest instrument în alt scop sau nu. Și? Eu, împreună cu da. Toți experții specialiștii, nu avem o soluție de acel. Păi și când o aveți? Decât să îndrept o nedreptate cu altă nedreptate, mai bine nu o fac. E cea mai mare greșeală e cea mai mare greșeală pe care o poate face un demnitar. V-au dovedit ONG-urile? Nu, nici când. Împreună, în schimb. Da. Cu cei implicați, cei corecți, sunt ferm convins, prin dialog, și am început acest dialog, prin consilierii de stat, prin dialog, vom găsi, fiindcă nici lor nu le convine. He? Ca să fie un semn de întrebare, cei care au construit un spital. Adevărat. Nu funcționează. Se spune că sunt construiți din bani privați. Sunt și bani publici acolo, pentru că te-am scutit. Poate ar fi corect să spună, domne, sunt din bani privați, printr-o facilitate oferită de către statul român. Așa ar fi corect. Da. Eu așa aș face. Dar nu pot să vin cu o măsură, repet, să îndrept o nedreptate cu altă nedreptate. Mă lăsați și pe mine să pun întrebarea care vă va durea? Vă spun sigur, nu mă doare nicio întrebare, nu? Vă spun sigur că împreună cu dânsii vom veni cu o soluție, fiindcă și ei și-o doresc. Niciodată să nu planeze asupra activității lor ceva ce este necurat. Domnule președinte, vă rog. Trebuie să o perioadă de restricție bugetară, că altfel n-ați fi nevoit să luați măsurile pe care trebuie să le luați. Nu, cred că erau necesare. Ok. Statul român are un venit din impozite, din venituri, la bugetul, la PIB-ul României de 27%. Acest lucru... Bun. Nu mai poate. Nu e colectare suficientă, da? Media europeană este 42%. Aha. Sunt anumite... Aici vreau să vă întreb ceva, dar nu mă lăsați Sunt anumite principii pe care eu nu-mi permit să le încalc. Nu poți să ai o fiscalitate de offshore și să implementezi într-un stat european de dimensiunea României un sistem social cu taxe ca la offshore. Bun. Nu funcționează acest lucru. Ești o țară mică, ai 10.000, da. Ești Andorra, acolo funcționează acest lucru.